Cu o dubă? Da, da, fotografiază și scoate dubă. Dar nu știu număr. Ați văzut dumneavoastră? Da, da, da. Le-a dat drumul, da, dintr-o dubă? Da, din dubă și a adus aici. Dar n-am luat numărul și... Incredibil așa ceva. Incredibil. Ia uite, i-a adus în micro 14. I-a adus aici. Fotografiază pe toți ca să vadă. Câte, câte bucăți sunt? 2, 4, 6, 7. Am primit marfă aici, în cartier. Da, am primit marfa, că i-ar fi descărcat dintr-o dubă. Acum, da, da, da. Ia uite, asta bară pe oamenii ăștia. Nu, că i-ar fi descărcat acum dintr-o dubă cineva. 7 bucăți. Ce părere aveți? Foarte bine. Fără scoale i-a descărcat o dubă, dar n-am putut să iau numărul că a fugit. Au fugit? Da, au fugit. Era cu număr de Buzău? Era cam biparte, n-am văzut, iar eu eram în față la complex și am văzut cum a intrat de pe bulevardul stadionului, a intrat pe Răscoale, a deschis ușile, a dat drumul la câini și a fugit. Incredibil. Da, da, da. Ce părere aveți de treaba asta? E o părere foarte proastă. În loc să-i strângă, să-i ducă la adăpost, i-a adus aici, la noi, ca să... Primăria muște face eforturi să-i strângă după, da, stradă. Da, da, și vine și-i dă. Ăștia s-a dus, mă gândesc, de la țară sau de undeva, de la un adăpost din asta. Unul avea și zgardă de gât. Da, unul avea coreaua la gât. Înseam că e de la țară atunci. Da, da. Ia uite. Se vede că speriați, că e acum s-a dus. A, nu cunosc locul. Da, nu cunosc locul, că dacă erau de acum... Păi și-au găsit culcuș acum. Da. Nu, crezi că vine un mată. Da, să-l mamuști. Era o după de acum. Vă întreb, i-au descărcat dintr-o dubă, ce părere aveți?